Turiștii aflați în campingul de pe Valea Cerbului au avut parte de un spectacol în care protagoniști au fost o ursoaică și cei doi pui ai ei. Imediat după ce s-a înserat, animalele au venit în zona corturilor în căutare de hrană. Încântați de spectacol, oamenii au încercat să surprindă cât mai multe imagini cu ursuleții răscolind în tomberoane după mâncare. Inconștienții de pericolul pe care îl reprezintă o ursoaică și din dorința de a face fotografii, câțiva turiști s-au apropiat destul de mult. Reprezentanții direcției silvice Prahova fac tot posibilul pentru a îndepărta animalele de oraș. Noi mai instalăm, așa cum am făcut și în ceilalți ani, bariere de hrană. Barierele de hrană constau în fructe, legume, absolut tot ce ține de mâncarea preferată a urșilor, undeva la o distanță destul de mare de zona locuită, așa încât urșii să-și găsească hrana și să nu mai fie nevoie să intre în zonele cu oameni. În plus, repet, cum am făcut și până acum, monitorizăm toată zona și imediat ce vor apărea iar exemplare de urs, facem monitorizare suplimentară și transmitem la București, la minister, pentru aprobare. Potrivit reprezentanților Direcției Silvice Prahova, urșii sunt în permanență monitorizați, iar atunci când numărul lor crește, sunt relocați în alte zone. Pentru anul viitor se așteaptă o creștere a populației de urși în zona montană.